Hai și frumos, unicule. Asta când pornește? Atunci. Ia dacă îmi hai, deschide de acolo. Da, frumoasă. Amenajarea domeniului public din Severin continuă să fie o prioritate pentru administrația publică locală. Un nou parc este aproape gata pentru locuitorii blocurilor Turn din zona Podul Gruii, iar cel mai mult se bucură copiii. Facem o fază, copii. Hai că vezi la trezor de seara. Gata? Da? Să-ți trăiască, bravo. Mulțumim. Îmi place ce aici? Da. Bravo. Și dumneavoastră, Sărămâna, să fiți sănătoasă, la fel. Ce mie e filmarea? Când a luat-o la televizor? Diseară! E terasat! E terasat! Vă mulțumim! În mijlocul parcului a fost amenajată o fântână care să îi răcorească pe cei care vor veni să se relaxeze în zilele toride. Dacă vreți să lăsați și ziua? Da, așa și trebuie. Da, nu mai oprim, să mai. Păi trebuie lăsată și ziua, normal că trebuie lăsată și ziua. Foarte bine. Uite așa, trebuie să picure. Aici n-am făcut decât să ne onorăm obligația legală față de cetățeni. Am amenajat un parc pentru că erai. Era la fel de urât, era noroi, era buieni. Astăzi ne putem bucura de el. Dacă cetățenii se bucură și eu sunt satisfăcut. Asta este o împăcare sufletească, e o hrană morală cu care eu mă alimentez zilnic. Când văd că se face câte ceva pentru oameni și să dăm folos. Ne bucurăm de el, sper să se și întrețină și când o fi căldură, să sunt întotdeauna aici. Reprezentanții primăriei așteaptă sugestii de la severineni și pentru amenajarea altor zone dintre blocuri.